Salutare, prieteni! În acest videoclip vreau să vă prezint cum ne-au ieșit lăzile după ce le-am recondiționat. O parte din ele, acum deocamdată sunt de ajuns, o să mai facem când o să mai avem timp. Cam astea ar fi. Arată destul de bine. Să filmăm și pe partea asta altă. Mai avem încă vreo 4 sau 5 în solar. Trebuie să le aducem și alea afară, numai zvopsite și trebuie să se uște. Cam așa arată. Acum astea o să le punem pe suporți, o să mai facem niște suporți. Să vedem exact pe unde o să amplasăm suportul. M-am gândit să-l pun pe acest interval printre pomi. O să facem un suport identic cu cel de aici. Cam așa o să facem la toate rândurile. Cum avem și aici făcut. E mult mai ok pe suporți. Am făcut suporții cu bolțari și am pus țeavă peste. E mult mai ok și la recoltatul polenului. Dacă e pe suporți, se ia sertarul mult mai ușor jos față de cele care sunt pe picioare. Acum ne-am descurcat și la astea care au fost pe picioare, dar e un pic mai dificil la unele lăzi, că sunt care mai intră în pământ și atunci e mai greu un pic. Da, ne descurcăm și așa până o să facem și treaba asta. O să punem suportul probabil aici în spate. O să mergem cu el și apoi tot le vom muta direct pe suport. Și aici, prin acest interval, sau mai jos un pic, că mai este încă un interval unde putem merge cu încă un rând, le vom pune aici, după ce realizăm suportul. Și atunci nu mai este nevoie să le punem pe picioare și o să fie mult mai ok la recoltatul polenului. După cum puteți vedea, ne-am apucat și la tăierile la pomi. Trebuie curățați un pic. Cam așa arată. Aici iarăși mai putem merge cu un interval. Ma să fie și un pic de distanță între ele, să nu fie chiar lângă oaltă stupii. O să mai lăsăm un pic de distanță. Să calculăm să fie ok. Cam așa stă treaba. Trebuie să adunăm și crengile. Le vom duce cu tractorul cu remorcuța după ce se termină tăierile. Tot timpul în fermă avem activitate, tot timpul este de lucru, sunt multe de făcut și trebuie organizate să fie bine. Acum să vă arăt și ceilalți stupi care mai sunt în solar, să vedeți ce culoare am găsit pentru aceștia. Surpriză, culoare surpriză. Cam așa arată stupii care îi mai avem în solar. Este un verde deschis, e destul de frumos. Chiar îmi place această culoare. Am combinat verde închis cu un gri și ne-a dat această culoare, care arată foarte bine.
O să mai facem această combinație. Aici mai avem încă un stup. Și aici iarăși. Ăsta și ăsta. Deci 4 stup mai avem în solar, care o să îi ducem și ăștia afară, dar mai așteptăm un pic, că a fost vreme destul de urât astăzi, a plouat și atunci îi lăsăm până se uscă și după aia îi vom duce afară, se punem pe poziție. Și ăștia îi vom pune tot pe suport, deși au picioare rabatabile, o să îi punem pe suporți. Dacă tot sunt în solar, să vă arăt și cum stăm cu salata. Aici avem salată verde, folia agril. Acum urmează să le acoperim înapoi. Dacă vă place ce culoare ne-a ieșit la acest tub și modul în care am reușit să-i recondiționăm, apăsați butonul de like și subscribe. Ne puteți găsi și pe pagina de Facebook Ferma Andreiuș, iar pe site-ul nostru www.fermaandreiuș.ro puteți găsi și alte produse de ale noastre. Cam atât pentru acest clip. V-am salutat!